Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vreau să vă spun o metodă cum puteți să faceți trofee pe Brawl Stars. Eu vă voi dezvălui câteva secrete și câteva trucuri pe care poți să le aplici pentru a-ți face contul mai mare în trofee. Să zicem că tu ai 5.000 de trofee și vrei să faci 30.000. Pentru început vreau să spun prima metodă, haideți să începem. Prima metodă ar fi să joci la solo showdown, pentru că dacă cumva ai jucat la Brawl, probabil acolo dai de random, zice că n-ai echipă. Mai bine joci la solo showdown, pentru că acolo poți face trofee, adică nu pierzi la 3v3, pentru că acolo clar vei da vina, dacă vei pierde, vei da vina pe random. Așa mai bine joci la solo showdown și acolo cu siguranță îți vei face trofeele singur și nu va trebui să dai vina pe random. Bineînțeles că dacă deja, să zicem că ești rank 25 cam pe acolo, 30 poate chiar, și joci la solo, păi atunci nu cred că te-ar avantaja să joci la solo, pentru că acolo se face teaming foarte mult și nu prea ai cum să faci trofee, nu? A doua modalitate ar fi să-ți găsești o echipă. Cel mai rapid mod de a-ți găsi o echipă este ori să cauți pe YouTube gen persoane care joacă Brawl Stars și să le inviți, bineînțeles, la... să zicem că găsești un băiat care joacă bine, bă, și spui să joace cu tine, nu? Cel mai important, cred că asta ar fi. Următoarea modalitate, de fapt, hai să stăm la a doua. Eu zic că așa ar fi ideal pentru tine, dacă îți place cum joacă băiatul, dar trebuie să joci și tu bine, bineînțeles că dacă nu, nu cred că ar vrea, să zicem că joci odată cu el, după aia poate o să zică că nu ești de nivelul lui și atunci te va refuza. Următoarea și cred că cea mai utilă ar fi să găsești un club, să intri într-un club și să dai invite la câteva persoane, joci cu ele și dacă totul merge bine, eu zic că vei putea face trofee, gen joci cu el, îi scrii, dacă nu îi scrie ceva, nu știu, Facebook-ul, ceva, Instagram, TikTok-ul, și vorbiți acolo și când aveți timp amândoi puteți să vă jucați, nu? Eu zic că e cel mai ok așa. Zic că e cel mai ok prin faptul că așa, dacă cumva vă prieteniți, puteți juca și să faceți trofee amândoi. Cel mai important, eu zic că ar fi să-ți găsești o echipă, pentru că așa nu vei mai juca cu random, nu te vor mai enerva și atunci, chiar dacă pierzi un match, dar câștigi, să zicem, 5. Pierzi un match, câștigi 5, eu zic că e mai ok așa. Și mai e util pentru tine pentru a face trofee, nu? Eu sper că te-am ajutat cu aceste 3 lucruri. Am încercat să-ți ofer ce e mai bun, ce e mai folositor pentru a putea să faci trofee în 2024, pentru că este foarte greu acum. Dacă se zice mai 30.000, tot asta este modalitatea prin care tu poți face trofee. Dacă ai mai mult, ai 40.000, ai 50.000. Cum credeți că cei mai buni din lume sau cei mai buni din România au făcut trofee? Ei bine, cu echipă, ce să vezi? Nu au jucat singuri. Dar pentru început, dacă ai mai puțin de 20.000, să zicem, cel mai util ar fi să joci la solo, pentru că doar așa vei putea face trofee și nu te vor mai enerva random. Eu sper că te-am ajutat. Astea au fost sfaturile mele. Ne auzim, bineînțeles, la următorul episod. Nu uita să dai un like, te abonezi. Eu am fost Cristi. Pa, pa!